You look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Salut, român de pretutindeni! Habar n-am unde sunt, cert este că am venit la un eveniment. Totul s-a întâmplat pe repede înainte. Stăteam în camping și pescuiam când un telefon primit de la un prieten m-a anunțat că undeva la vreo oră de mine se derulează un mare eveniment legat de aceste tiruri sau trocuri, cum se mai numesc ele în limba engleză. Și studiind pe internet, am realizat faptul că, de fapt, voi merge la cel mai mare truck stop din lume. Veți vedea această siglă pe care de altfel o voi și filma. În jurul meu este plin de trocuri sau de tiruri. Nu știu ce se întâmplă, nu m-am documentat, dar dacă doriți să urmăriți un astfel de eveniment, rămâneți alături de mine. Știu că sunt 2-3 persoane din lista mea de pe YouTube, să spun, dintre abonați care sunt șoferi de tir sau vor să îmbrace o astfel de meserie. Probabil ei vor urmări vlogul de astăzi, dar sper ca și ceilalți care nu sunt pasionați de a conduce astfel de mastodonți să urmărească postarea de astăzi, pentru că eu spun că vă voi prezenta lucruri interesante. Acum voi lua camera și voi intra cu totul în eveniment, cum se mai spune. Mie îmi bate soarele în cameră, apar n-am ce filmez, dar înainte ca să ajung acolo, hai să vă arăt niște motoare. Probabil o gașcă de motocicliști s-au oprit la acest truck stop. Foarte faine. Harley Davidson, în mare parte. Și foarte bine întreținute. Ia uite, unul și de Illinois. Sunt din multe state, probabil și-au dat întâlnire la acest eveniment. Bineînțeles din Iowa, pentru că ne aflăm pe teritoriul acestui stat. Vă spuneam că este plin de trocuri. Nici nu știu cum să le spun. Mergem pe tiruri sau pe trocuri. Depinde cum îmi vine, dar este același lucru. Sper să mă înțelegeți. Cum am mai spus și în alte videoclipuri, unele cuvinte îmi vin mai ușor în limba engleză. Mai este un pic până voi pătrunde acolo unde se derulează evenimentul. Cred că am găsit locul de intrare. Am schimbat lavaliera pentru că cele vechi mereu îmi creează probleme. Cred că aici este intrarea. Am pătruns înăuntru. Aici se face o prezentare. Kendall! Cineva împinge de un cauciuc, probabil niște oameni care s-au înscris la concurs și trebuie să treacă cu acel cauciuc prin cele două jaloane. Haide, haide. Almost a foot fall. But that is good. Perfect. Este și asta o distracție. Hai să mai vedem un concurent. All right, up next is Kristen. And there she goes. No. Pushed her to the right. Se pare că nu este atât de simplu. Eu nu mă pricep să fac o prezentare a trocurilor. Dar voi încerca doar prin imagini să vi le prezint ce bine arată acesta. Ok, nu eram pe zoom-ul care trebuia. Acesta este un model Cascadia din 2022. Am întrerupt pentru că a venit un nene să îmi spună că pot să merg înăuntru dacă vreau să filmez și am spus că nu știu nimic despre trocuri. Sunt YouTuber și vreau doar să fac un filmuleț. Man, dar ce lung e. Adevărul că arată minunat. Văd că oamenii deja au venit. Unii deja s-au pus la coadă, stau la umbră, la o bere, la un burger. Miroase a cai pe aici, pe undeva, prin zonă. Probabil sunt și niște căluți.
Îmi pare rău că nu am intrat în truck pentru că domnul mă lăsa. Habar n-am de ce am spus că eu sunt YouTuber. Până la urmă îi făceam reclamă. Arată extraordinar. Aceste trocuri, doar cabinele. Ok, pentru acest show cu siguranță sunt lustruite, pregătite, dar este normal să se întâmple astfel de chestie. Acesta este pictat cu tot felul de semne de circulație. Semnele ale autostrăzilor din Statele Unite ale Americii. Aici avem o cabină care datează din 1981. Sper să ne auzim cu această lavalieră. Aici avem un troc din 1999. Acesta este din 1985. Foarte fain. Acesta pare unul care aparține armatei din 2013. Și aici avem un truck din 2006. Numele driverului este Fritz Littlefield. Și acesta este un truck din 2001, marca Kenworth, model L, 1900L, numele driverului este Terry Littlefield. Am ajuns la un troc ce datează din 1987. De fapt, sunt doar cabinele și trailerul, bineînțeles că lipsește. Acesta nu este important. Doar un container care este tras de troc. Cabina este cea mai importantă. Zic eu, nu mă pricep. Hai să vedem. Un model din 1999. Deci dacă acesta arată astfel și este din 1999, înseamnă că oamenii ăștia chiar s-au chinuit să-l lustruiască. Wow, dar ce tubulatură are! Habar n-am dacă vă place un astfel de show. Un model din 2000 și acum avem un model din 2015, marca Peterbilt. Știți ce? Hai să vă arăt și trocurile cu tot cu container. Trailer, habar n-am cum se numește. M-am spus că sunt total nepregătit.
până una alta, în drum spre unde vroiam să ajung. Hai să vă arăt cum se prezintă clasa 1973 Kenworth W900A. Deci, eu când le văd că sunt de lungi, mă gândesc cum aș putea să iau curba printr-un oraș cu o astfel de namină. De aceea, eu cred că meseria de șofer de tir sau de trochist este una dintre cele mai grele din lume, părerea mea. Sau cum ar fi spus un iancheu, maybe just me. Acesta este un model din 1999, Kenworth W900L. Se spune că acest troc rulează cam în jur de 140.000 de mile pe an. Foarte fain. Unii dintre voi care nu ați dat contact cu o astfel de meserie sau nu știți absolut nimic, viața de tirist este una dintre cele mai grele, pentru că de multe ori ești nevoit să îți faci nevoile chiar în timp ce conduci. Da, se întâmplă și astfel de lucruri. Legislația se tot schimbă. Acești șoferi sunt tot mai îngrădiți de programul pe care autoritățile îl impun pentru ca ei să nu mai producă accidente, dar și așa încă numărul trocurilor care ajung în decor este destul de mare, pentru că trag foarte mult de volan, cum se mai spune, și din acest motiv se produc acele accidente, adorm la volan, grabă și multe alte lucruri. Aici, în Statele Unite ale Americii, este o întreagă industrie legată de trocherie. Când am venit în USA, mi s-a spus că atunci când trocurile sau tirurile nu circulă pe șosea, înseamnă că economia merge foarte prost. Și, într-adevăr, în 2011 abia zăreai câte un troc pe autostradă. Au urmat ani în care, practic, dacă pe direcția de mers existau 3 linii, aproape toate erau ocupate de trocuri. Cu alte cuvinte, economia a început să se meargă foarte bine și s-a simțit acest lucru în toate domeniile. Acum s-a mai stopat. Se spune că este o mică criză. Cu toate că încă sunt multe trocuri pe șosele, dar a scăzut prețul curselor și mulți preferă să stea la domiciliu cu mastodontul, cu trocul, deoarece costurile de întreținere sunt uriașe. Și dacă mergi într-o cursă, aproape că nu câștigi nimic, decât acumulezi uzura trocului. Sper că aceste date pe care, sau aceste cuvinte pe care vi le spun, sunt în concordanță cu ceea ce se întâmplă în această lume a trocheriei și nu vreau să mă afund pe un drum greșit. Dacă cumva am spus neadevăruri, vă rog să mă corectați, pentru că v-am spus, nu stăpânesc foarte bine un astfel de domeniu. Mă tot uit de unde vine mirosul de cai, pentru că tot mai puternic se simte. Aici, în zonă, există și un muzeu al trocurilor. Să vedem dacă am timp, voi merge și acolo. Cred că am ieșit din zona de show. Mă voi întoarce înapoi. Hai să facem o pauză, pentru că vreau să-mi trag și eu sufletul și să verific dacă sunetul într-adevăr s-a înregistrat. Hai să vă mai prezint câteva exponate. Acesta este un model din 2003 care are ca owner
cu un tip ce locuiește în statul Iowa. Chiar vreau să spun că acesta pare a fi un model foarte vechi. Într-adevăr, din 1984, iată cum arăta un troc din acel an. Domnul Tyler Smith conduce acest troc, care este locat în Illinois, statul în care de altfel îmi duc și eu traiul actualmente. Cred că am pătruns într-o zonă unde sunt trocuri mai vechi. Acesta este din 2002, locat în statul Iowa. Din ce văd eu, ele încă mai merg în cursă, pentru că văd că sunt înscrise în circulație. Acesta este un model din 1985, tot din statul Illinois este proprietarul. Marca Peterbilt. Hai să vă arăt, poate citiți voi mai bine. Eu am citit Peterbilt. Și iată un model din 2023, cu alte cuvinte, nou-nouț. Poate chiar nefolosit. Marca aceeași Peterbilt, model 389, șoferul se numește Jeff Hocker. Este din Dixon, statul Iowa. Deci am văzut o cabină de avion. Cred că și aceasta seamănă cu o cabină de avion. N-aș vrea să conduc așa ceva, credeți-mă. Uitați cum arată scaunele și acest troculeț într-o cutiuță, micuță. Foarte fain. Mi se par cam micuțe cauciucurile, sau înguste, vreau să spun. Model Michelin. Hai să continuăm sarabanda prezentării acestor mastodonți. Iată cum arată acesta. Deci, nou-nouț. Nici nu s-a pus praful pe el. Și ca anul 2024. Este un troc care aparține unui domn din Ohio, toate care număr de Indiana. Ciudat. Știți ce? Hai să vi-l prezint, pentru că probabil unii dintre voi vreți să vedeți și cum arată un model nou. Nu știu cum să deschid ușa și să intru înăuntru. Iată ce interesant arată acest model de lângă, chiar următorul, foarte vechi. Deci, iată cum arăta un truck în 1963. Se pare că această marcă este foarte renumită, Peterbilt. Era mai fain să fi fost înnourat afară. Cred că imaginile
arătau mult mai bine. Și acesta este un model din 1992. Dar iată ce avem aici, o bijuterie din 1948, oameni buni, marca Diamond. Și interesant, el a sosit la această expoziție din statul Illinois. Iată cum arăta un motor al unei, nu știu cum să-i spun, mini truck. Sunt curios ce claxon avea acest model în anii respectivi. Și aici avem un alt model care pare destul de vechi. Din 1993. De asemenea, Peterbilt. Cred că intenționat l-a lăsat așa ruginit, să arate mai old style. Și aici avem un model care a fost foarte folosit. Ia uitați cum arată cabina. Dacă și în anul respectiv, pe care am să vi-l spun de îndată, arăta astfel un bord, cred că nici atunci nu m-aș fi încumentat să conduc un astfel de mastodon. Mă uitam în plafon, tot felul de chestii, lumini, ventilatoare, stație. În 1970 datează acest model. Și aici avem un troc din 2006. Vedeți, dacă am venit nepregătit, eu cred că numele companiei Peterbilt este cea care l-a construit. Pentru că scrie pe căbliță Made Peterbilt. Kenworth, iată și un alt model, nu doar Peterbilt, din 2022, arată chiar bine. Ce nu-mi plac acestea, nu știu de ce se pun chestiile astea la roți, în fine. Parcă arată mai interesant cu cilindri decât cu acei țepi. Un model din 2019, de asemenea Kenworth. Pare că am scăpat de Peterbilt și ne-am pricopsit cu Kenworth. Acesta este un model international. Scrie Make International Model Landstar. S-ar putea să fac o confuzie. Dar dacă cumva am greșit prezentările, îmi cer scuze. Ia uitați cine conduce. Sau cine stă în dreapta șoferului. Și iată și șoferul. Se pare că domnul care deține acest troc adoră scheletele. Probabil s-a gândit el că dacă pune câteva schelete, lumea va fi atrasă mai mult de a vedea acest troc. Poate. Oricum e un model din 2020. O altă companie. Freightliner. Ok. Ia uitați cum arată acest microbuz.
ne roagă proprietarul doar să ne uităm și să nu-l atingem. Păi, cred și eu. Foarte interesant. Oarecum schimba vitezele, zici că e o manivelă. Parcă și celebra Dacia 1300 arăta mai bine la schimbător. Model din 1957. Din statul Illinois, proprietarul. Și aici avem o mașină care nu știu ce utilitate are, dar pare foarte veche. Din 1963, marca Seagrove. Nu știu ce ar putea fi asta. Și iată un din 2003, un Dodge Ram 2500. Oare acesta să fie numele? Da, am crezut că e o glumă. Mă gândeam că e un pick-up truck și nici de cum un troc. Marca Dodge, așa cum vă spuneam, 2500 din statul Iowa, din 2003. Pare foarte, foarte simplu motorul, fără acea țevăraie. Păi, printre toate aceste exponate, iată ce am descoperit. The Galloway. Deci, eu dacă mi-aș cumpăra ceva de la acest show, aș lua această mașchinetă din 1912. Deci fii atent. Cum schimbau oamenii ăștia? Cât că ăsta era? Sau asta era frâna de mână? Și acolo sus? Nu știu ce erau chestiile alea pe volan. Aș fi apăsat pe flanșnetă să vedem cum claxonează. Deci incredibil. M-am îndrăgostit de mașina asta. Deci, prietenii mei, în general, adoră mașinile vechi. Dar dacă aș fi de acord cu ei, uite, asta mi-aș lua o tracțiune pe lanț. Acum mă uitam, oare mașina asta are motor? Sau undeva ajungi cu picioarele pe jos, ca în Fred și Barney. Și dai din picioare. Motorul este, bineînțeles, de desubt. Ia uitați ce suport pentru a pune piciorul are mașina. Și uitați cum arăta ea când era condusă de niște domni. 595 de dolari, probabil prețul de atunci. Super faină. Ok. Pui purcelușul în spate și ai plecat la piață. Minunat. Cum ar fi să mergi în Chicago la lucru cu astfel de mașină? Eu m-aș duce. Dar nu pe autostradă. Foarte fain. Bravo lor. Celor care au reușit să conserve mașina. Hai să vedem și ultimele exponate. Un model care parcă nu se mai termină, atât e de lung. Din 1997 ne-am întors din nou la Kenworth. După ce scăpasem de Peterbilt. Și această mașină este pentru transportul animalelor. Cred că din 1952 datează. Marca International, mai mult decât atât, din 1949. Și iată și o mașină de odinioară. Oricum, dacă m-ați întrebat, aș alege mașina pe care am văzut-o mai devreme. Este interesantă și asta, dar cealaltă
m-a convins că este exponatul cel mai interesant. Iată un model pe care un agricultor îl folosea odinioară, undeva prin anii 1950, mai precis 1948. Hai să mergem și pe la băieții ăștia care încearcă să câștige și ei un bănuț. Mi-a și luat un steag. Totuși, mă gândeam că este mai multă lume. Nu știu ce v-aș mai putea prezenta. Doamna aia vrea să mă ademenească cu o bomboană. Am fugit de acolo să nu-mi crească nivelul zahărului. Aici, probabil, o zonă de unde poți să-ți cumperi piese pentru trocuri. Hai, aici s-a ascuns lumea. Tot felul de trocuri în miniatură, jucării pentru copii. E niște plețuri de n-ai aer, 95 de dolari, o jucărioară. Cum ar fi zis un ardelean, bă, ești nebun, sau beteag, vreau să spun. Eu nu sunt priceput în acest domeniu, de aceea nu prea zăbovesc pe la standuri. Mi se pare că e cam subțirel evenimentul. Am intrat înăuntru, aici unde este aer condiționat. Și am văzut o mașină care aparține de US Army. Și o doamnă sub acoperire. Deci este incredibil de mare acest truck stop. Bineînțeles, tot felul de briz-brizuri, multe locuri unde se mănâncă. Aici este o zonă și din nou o mașchinetă uriașă, pe care am mai văzut-o, cred că, și afară. Ok. Acolo sus este din nou o zonă unde se poate hali. Aici sunt niște mărimi la haine uriașe pentru că sunt mulți trachiști sau trochiști, mai bine spus, care poartă XXXL. Triacts, cum se mai spune. Ia uitați, cum arată de sus această zonă. Nu știu dacă am voie să filmez, dar cu tupeu o ardem până când cineva vine să ne spună get out from here. Sper că nu. Domnul X ar fi fost bun pe aici. Lui îi plac astfel de chestii. Ba, nu știu ce v-aș putea prezenta, tot felul de haine. Din ce văd eu, doar mărimi foarte mari, pentru că așa cum v-am spus, trochiștii mănâncă mulți dezordonat și acumulează
kilograme. Am văzut adevărate namile de oameni care conduc mastodonții respectivi, oameni care probabil trag de volan, dar își sacrifică sănătatea. Cred că am ajuns într-o zonă unde se cumpără piese de dacă ai nevoie. Și un troc, un troc expus, care se află pe o platformă ce se învârte. Cam atât în această zonă, hai să ne reîntoarcem de unde am plecat. Și iată zona unde se acumulează kilograme. Aici e mama lor. Pare rău de acești trochiși pentru că au o viață dezordonată, dar și mâncarea aceasta îi ajută ca să ducă un astfel de trai. Totul se face cu sacrificii, cum ar fi spus un român de rit vechi, să nu mai spun neaș. Ok, cred că e momentul să ne tirăm. Tușea cineva lângă mine, dacă în urmă cu un an și ceva se întâmpla astfel de chestie, cred că rupeam ușile toți. Și nu uitați, am participat la World's Largest Truck Stop, Iowa, 80. Arrivederci. Nu știu dacă mai are sens să mai mergem la muzeu. Pentru că am lăsat toate lucrurile în camping și vreau să mă mai opresc undeva. Cred că ar fi bine să plecăm. Voi termina vlogul în acest punct. Vă mulțumesc că sau pentru că m-ați urmărit și rămâneți conectați în continuare la canalul meu, pentru că vin vloguri în cascadă. La revedere, români de pretutindeni!